Biblaus. Ce vis și ce poveste s-a născut într-o dimineață la o cafea. M-am văzut deodată în grădină. În grădina mea cu meri și cireși înfloriți. Aceste nuanțe de galben și negru, o combinație ideală pentru această perioadă de primăvară în adierea vântului. Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi te invit să servim o cafeluță împreună. Pur și simplu am să vă povestesc despre acest articol vestimentar. Este pur și simplu un crap, l-am lucrat doar până aici. Este de fapt exact pentru bust. Îmi place foarte mult cum se așează. Am folosit de fapt un rest de fir. Mi-a rămas din Paris, Naco Paris, acela pufos. Aici am folosit firul Magic Star, cel cu paiete de la Vio din magazin. Cine a reușit să-și achiziționeze, cu siguranță puteți realiza un articol vestimentar deosebit prin această combinație de culoare negru și galben. El spus și simplu cu raglan, mi-am pus aici câte ochiuri am avut nevoie. Este un articol destul de versatil pentru că pot să-l port în serile mai răcoroase, acum de exemplu primăvara și cu siguranță la toamnă. Nu este neapărat un articol de vară, însă eu mi l-am făcut să îl am pentru perioada când e puțin mai rece. Să le iau chiar și în vacanță, de exemplu la munte, ar merge seara să le iei sau eu știu când e mai răcoare. Este un raglan pur și simplu scurt, nu l-am făcut foarte lung, cumva am mers cu mânicuța mai scurtă, ca o mânicuță scurtă, am mers câteva rânduri cu raglan. La mânicuță am intrat cu firul Magic Star și am înmulțit, prima dată am înmulțit fiecare un ochi, un jeteu, un ochi, un jeteu, după care al doilea rând pe față, pe dos am lucrat normal, la al doilea rând pe față am înmulțit, am făcut dintr-un ochi, am făcut trei ochiuri. A rezultat acest e ca un gogoșar așa. E ca un gogoșar înmulțit, după care aici am scăzut, aici am mers cu un alt fir negru. Lana Gold Fine am pus aici negru, am avut ceva într-o bobinuță și am pus o bucățică de Lana Gold Fine pentru că n-am vrut să consum foarte mult din Magic Star. După care pur și simplu aici am scăzut tot așa de două ori, până am scăzut câte două odată, tot am luat ochiuri tot câte două odată, după aia am mai mers cu o bucată de Magic Star, am mai mers puțin cu Naco Paris și apoi am scăzut ca pentru manșetă, ca să vină manșeta, uitați, este destul de lungă, o pot lungi cât vreau. Aici când am închis, n-am închis partea aceasta și aici am mai pus câteva rânduri cu negru pentru că se creează așa o armonie perfectă. După care m-am prins pur și simplu și am mers scur rânduri dus întors. Această margine am făcut o croșetată cu piciorușe scurte, după care am făcut butoniere. De asemenea, m-am gândit că ar fi bine să mai fac o margine aici neagră, dar îmi place așa mai decoltat puțin, mai ales că eu port foarte mult gulerașele și cumva mi-ar veni foarte bine un guleraș aici, chiar dacă o să-l port cu ceva mai decoltat. Nu este nimic complicat, este foarte simplu. Aici am pur și simplu am mers cu câteva rânduri cât am dorit eu, doar pe raglan, așa, și iată ce minunăție și cât de bine se așează un articol din ăsta vestimentar. Vreau să vă zic că m-am îmbrăcat zilele astea cu, mai am așa un crapă la roz din Cotton Gold și Cotton Gold Club, ăla este unul așa mai în degrade și vreau să vă zic că am fost atât de apreciată, deci toată lumea mă întreba, ăsta e făcut de tine, ăsta e făcut de tine, prea se așează prea perfect, arată prea bine, zici că e făcut la mașină. Obișnuiți să vă faceți lucruri cu mânuțele voastre și vă garantez eu că veți avea un mare succes și veți fi apreciate și veți întoarce privirile cu siguranță. O să vă îmbrăcați cu ceva făcut de mânuțele voastre, ceva original,
nu ai cum să nu atragi atenția sau să nu fii apreciat pentru acel articol pe care îl îmbraci, îl porți. Data viitoare am să vin cu o altă provocare pentru voi. În fiecare clip pe care îl fac, îmi doresc foarte mult să vă atrag cumva să lucrați și mi-ar place foarte mult să văd din lucrările dumneavoastră, după tutorialele pe care le fac, după aceste clipuri pe care le fac. Vă sfătuiesc să vă procurați firele de vară de la Vio. Am văzut deja că are în magazin firul Rose Garden, care este deosebit. Nu ratați să vă luați cel puțin o bobinuță, pentru că eu vă spun, eu mi-am luat de la Vio, cred că sunt 2 ani când a apărut Rose Garden ăsta la Vio. Atât de mult m-a fascinat culorile și acum sunt atât de bogată, pentru că s-au mai scumpit firele. Eu le-am luat atunci la un preț, ca să zic așa, foarte bun și mi-am luat vreo 7 bobine sau 8, nu mai știu, mi-am luat multe, că am zis să am. Și acum sunt atât de bucuroasă pentru că am din ce să lucrez. De asemenea, mai este un fir bun, firul de vară Havana, care are în compoziție și viscoză. Tot ce este cu bumbăcel este foarte indicat. Firul coton soft, iarăși vi-l recomand. Coton gold chiar vi-l recomand, chiar dacă este un pic mai grosuț. Dar vă spun sincer, dacă lucrați ceva cu andrele mari sau cu croșetă mare, iese ceva aerat, iese ceva deosebit. Eu am foarte multe articole cu coton gold. Sper că v-ați servit cafeluța, dacă nu, sunteți invitații mei. Vă doresc o zi minunată și până data viitoare vă spun la revedere și nu uitați că magia stă întotdeauna în mâinile noastre.